Cei doi copii au 12 și 14 ani. La fața locului au intervenit stingătoare, ambulanțe SMURT, echipe de alpinism și salvamontii SEU Alba. În sprijin a venit și un elicopter SMURT. Misiunea este foarte dificilă din cauza zonelor greu accesibile și singura posibilitate este folosirea unui troliu. Salvatorii au făcut contact vizual cu ambele victime. Sunt conștienți, dar au mai multe traume. Ambii copii au fost răpiți și transportați la spital pentru tratament și alte investigații. Departamentul de urgentă,